doamnelor, domnilor, mulțumim presei că este astăzi prezentă la ultima ședință ordinară din acest mandat. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi pe tot parcursul acestui mandat. Nu ne rămâne decât să vă asigurăm pentru o bună colaborare și în perioada următoare. Și la sfârșitul ședinței de astăzi, dacă din rândurile dumneavoastră dorește cineva să ne pună întrebări în această formulă la masă, da? Că să nu mai stăm să facem conferință de presă. După aceea avem o altă activitate în altă parte. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor consilieri. Permiteți-mi să declar deschise lucrările ședinței ordinare de astăzi a Consiliului Județean Neamț, pentru care ați fost convocat în conformitate cu prevederile legii de administrație publice locale, numărul 215/2001. La ședință absentează domnul consilier Ienache Nicolae, care am înțeles că o să ajungă, motivat domnul consilier Bonu Bogdan și domnul Pascalin Lucian Ioan. Și nu știm de domnul consilier Patrici, dacă între timp o să ajungă, pentru că nu s-a anunțat, dacă lipsește astăzi de la ședință. Constatând că la această ședință sunt prezenți un număr de 28 consilieri județeni, din totalul de 32 consilieri în funcție, la care se adaugă președintele Consiliului Județean Neamț, declar ședința ca fiind legal constituită. În conformitate cu prevederile 215/2001, administrației publice locale, supun spre aprobare conținutul procesului verbal al ședinței ordinare desfășurată în data de 18 mai 2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 29 de voturi pentru, procesul verbal a fost aprobat. Ordinea de zi propusă pentru această ședință este cea publicată în presă și comunicată dumneavoastră, astfel încât nu o să-i mai dau citire. Față de ordinea de zi inițială, propun suplimentarea acesteia cu încă un proiect de hotărâre și anume acordarea unui ajutor financiar Comunei Dămuc din județul Neamț. Propun ca acest proiect să fie analizat primul la ordinea de zi, urmând ca celelalte proiecte să fie enumerotate. Fac precizarea că acest proiect a fost transmis astfel încât să poată fi dezbătut și avizat în ședințele comisiilor de specialitate. De asemenea, vă propun ca la punctul diverse să fie analizat o informare cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor proprii și a hotărârilor Consiliului Județean Neamț în perioada 2012-2016. Supun la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Cu 29 de voturi pentru, suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată. Supun la vot proiectul ordinii de zi cu nouă numerotare. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Cu 29 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. Înainte de a trece la primul punct al ordinei de zi, secretarul județului dorește să facă o precizare. Și arhitectul să vă reamintesc că, conformitate cu prevederile legale în vigoare, dacă aveți un interes personal în problemele instituției dezbaterii și votului de astăzi, aveți obligația să anunțați la începutul ședinței. Nerespectarea acestor prevederi legale a prevăzut nulitate absolută a hotărârii adoptate. Mulțumesc. Mulțumim, doamna secretar. Trecem la primul punct al ordinii de zi, unde este scris proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar Comunei Dămuc din județul Neamț. Știți foarte bine că săptămâna trecută au fost calamități în această zonă și vă mulțumesc că ați studiat cu foarte mare atenție documentele și vă rog să aprobăm acest proiect pentru că este imperios necesar pentru această zonă. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. 29 de voturi pentru. Hotărârea a fost adoptată. La punctul 2 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind numirea domnului Andrei Grec în funcția publică de conducere de director executiv al Camerei Articole Județul Neamț. Invit Comisia Juridică să prezinte raportul de realizare la acest proiect. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 29 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. Mă uitam în sală dacă este domnul director. Încă nu a ajuns. Am înțeles că sunt întârzi un pic. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi, unde este înscris proiectul de hotărâre privind aprobarea unei asocieri cu Uniunea Artiștilor Plastici din România, filiala Piatra Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de avizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. Cu 29 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 4 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 100/2004 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecția Copilului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de analizare la acest proiect. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Cu 29 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 5 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcție al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman. Rog comisiile să prezinte rapoartele de analizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Cu 29 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 6 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de analizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Cu 29 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La proiectul 7 nu mai cine. Mulțumesc. La punctul 7 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț numărul 93/2016 privind aprobarea unei asocieri cu clubul Edvestru, Piatra Neamț, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean. Rog comisiile să prezinte rapoartele de analizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Vreau să interveniți. Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 28 de voturi pentru și o neparticipare, hotărârea a fost adoptată. La punctul 8 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind acceptarea unei donații. Rog comisiile să prezinte rapoartele de analizare la acest proiect. Comisia Buget, Administrare, Patrimoniu. Comisia Cultură. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 30. Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 9 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de analizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 10 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni. Rog comisiile să prezinte rapoartele de analizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură, Protecție Socială. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vă mulțumesc. Cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 11 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Urgență Neamț. Rog comisiile să prezinte rapoartele de analizare la acest proiect. Comisia Buget. Aviz favorabil. Comisia Cultură Sănătate. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Dintr-o eroare care ne aparține celor de la Consiliul de Administrație a Spitalului, a apărut la punctul 5 din anexă șef serviciu tehnic administrativ aprovizionare și transport, specialitatea în finanțe și informatică, corect este finanțe și contabilitate, deci studii economice. Supunem la vot amendamentul domnului consilier. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 30 de voturi pentru, amendamentul acesta aprobat. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă, abține, cu 30 de voturi pentru, hotărârea a fost adoptată. La punctul 12 al ordinii de zi este înscris proiectul de hotărâre.
prin adoptarea monografiei economico-militare a județului Iași. Rog comisiile să prezinte rapoartele de realizare la acest proiect. Comisia Cultură Sănătate. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. La acest proiect, fiind vorba despre informații ce se încadrează la categoria secret de serviciu, dezbaterile ar trebui să fie secrete, iar persoanele fără autorizare, o autorizație ar urma să părăsească sala. Dacă nu sunt dezbateri, în seama acestui proiect, propun să trecem la vot direct, fără a îndeplini această procedură. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Cu 30 de voturi pentru. Hotărârea a fost aprobată. Vă rog, domnul consilier. Suntem la punctul diverse și cu regret trebuie să fac o declarație, chiar dacă campania electorală s-a terminat și bine că s-a terminat. Constat cu foarte mare surprindere că de la nivelul municipiului Piatra Neamț nu a existat înțelegere pentru derularea unui proiect pe care noi, consilieri județeni, l-am aprobat. După cum bine știți, până în 2020, conform de la directivele europene, centrele de asistență pentru copii trebuie să fie transformate în centre de tip rezidențial. Noi am aprobat acum două luni de zile o hotărâre în care am acceptat propunerea făcută de Fundația HHC de construire în municipiul Piatra Neamț a trei case de tip rezidențial pentru copii, care în momentul acesta sunt în centrele rezidențiale, în speță Centrul Elena Doamna și Centrul Ion Creangă. Doamna președinte a Consiliului Județean a avut o intervenție la rândul domniei sale pe un post de televiziune, dar eu vă spun foarte clar, este regretabil că o hotărâre adoptată de Consiliul Județean, însușită de Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț, pentru că toate aceste lucruri s-au făcut la inițiativa și a Consiliului Local în Piatra Neamț. Această construcție de celor trei unități rezidențiale ar trebui să fie gata în luna noiembrie acestui an. Atâta timp cât Municipiul Piatra Neamț nu-și respectă înțelegerea și hotărârea de a pune la dispoziția constructorului cele trei amplasamente, cele trei terenuri, este pus în pericol realizarea acestui proiect. Eu declar public că din acest moment, dacă voi fi validat consilier județean, nu mai voi vota nicio hotărâre care să prevadă alocarea de fonduri către municipiul Piatra Neamț. Și fac această precizare pentru că în acest mandat, la nivelul Consiliului Județean, pentru municipiul Piatra Neamț s-au alocat 22.750.000 de lei. Asta înseamnă 227 de miliarde de lei pentru susținerea activității de la municipiul Piatra Neamț. În același timp am avut asocieri în valoare de 1.370.000.000 de lei. Adică 13 miliarde și 800 de milioane. Dacă de la nivelul județului a existat înțelegere, dacă doi consilierii județeni am aprobat de fiecare dată solicitări de municipiului Piatra Neamț, pentru mine este de neînțeles această atitudine a celor de la municipiul Piatra Neamț și fac un apel public pentru derularea acestui proiect. Cei de la Fundația HHC vor construi cele trei unități locative, în același timp se vor ocupa și de integrarea în societate a celor copii care părăsesc sistemul de protecție. Valoarea acestui proiect este de 700.000 de euro. Este regretabil că se întâmplă lucrul acesta când cineva vine și vrea să-ți dea ceva, fără să-ți ceară nimic în schimb, tu să dai cu piciorul și din probabil considerente pe care refuz să le numesc aici de natură electorală s-a întâmplat lucrul acesta. Sper ca lucrul ăsta să fie îndreptat în cel mai scurt timp prin o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț. Mulțumim, domnule consilier. Așa este, a fost o problemă de acest fel și foarte
foarte bine, stimați colegi, că noi am aprobat în plenul Consiliului Județean acest proiect ca să vină la noi în județul Neamț o persoană care pur și simplu ne dă cu titlu gratuit aceste căsuțe, care valorează 700.000 de euro și noi suntem compuși în situația să nu avem ce să le răspundem acestor oameni, că nu pot să vină să facă această donație nouă județului Neamț. Dar eu sunt convinsă că, prin înțelepciunea colegilor de la celelalte formațiuni politice, vor aproba acest proiect în plenul Consiliului Local și, cu siguranță, vom găsi o soluție de comun acord. Acum, ați ieșit din campanie electorală, am ieșit cu toții din campanie electorală, ați văzut finalul, chiar dacă ne-ați amenințat la ultima ședință că să ne obișnuim cu opoziția, eu vă recomand dumneavoastră să intrați în această linie și să vă obișnuiți că, într-adevăr, dacă facem lucruri bune pentru județul Neamț, facem pentru interesul cetățeanului și nu pentru interesul nostru propriu. Poftiți, domnul consilier. Da. Am să încerc într-o ordine firească și normală, respectiv, o să mă adresez colegului nostru, domnul Damastie Constantin. Sunt obișnuit. Nu mi se pare normal ca un consilier în funcție să facă o acuzație atât de gravă, fondată sau nu, amenințând că nu va vota niciun proiect de hotărâre al primăriei de Iată Neamț. Nu, eu nu voi vota nicio alocare. E același lucru. Cetățenii municipiului de Iată Neamț nu au voie să sufere din cauza vanității sau a unui declic, să-l numesc așa, a unei dintre noi. Ținând cont că noi suntem aici doar datorită votului lor. În a doua problemă, și n-am să monopolizez discuția cu subiectul ăsta, mi-am spus punctul de vedere, cine a avut de înțeles, a înțeles. Doi, eu trebuie să mulțumesc foarte mult tuturor locuitorilor municipiului Iată Neamț, în numele Partidului Național Liberal și al echipei liberale din CJ, pentru voturi, pentru această campanie aproape impecabilă din județul Neamț. Da, îmi cer scuze. Am rămas cu primăria Iată Neamț. Pentru o campanie corectă, cinstită, iar referitor la opoziție, doamna președintă, nu vă antepronunțați. Între 20 și 24 vom alege din numărul și din cei 35 de consilieri, un președinte. Mi-am propus ca astăzi să nu mai am un dialog direct cu dumneavoastră, dintr-un singur considerent. S-ar putea să nu mai vreți să fiți consilier într-un nou mandat și atunci mai bine tac în ultima ședință. Și în altă ordine de idei... Nu știu ce vreți să insinuați, dacă vreți să fiți mai explicit. După ora 15.30. Fiind ultima ședință din actualul legislativ, consider că noul mandat al consilierilor va fi unul mai luminos. O să trebuiască să lăsăm la o parte, chiar dacă veți fi sau vom fi în opoziție, pentru că mă uit la colegul meu, Dan Constantin, e foarte gânditor, deci vrea să-mi dau replică. Pentru că legislația s-a schimbat, iar dacă de 20 și 24 se va alege președinte și vicepreședinți din rândul nostru, așa sper cel puțin, nu vom putea fi schimbați sau nu veți putea fi schimbați decât cu două, trei, după noua lege. Sens în care e cazul să nu mai până pe 20-24, când i-am spus colegului meu, domnul Constantin, că s-ar putea să aibă o surpriză, să lăsăm să spună cuvântul negocierii. Vă mulțumesc! Poate să spună slide-ul. Doamna, înțeleg că a venit la diverse și la declarații politice. Dar eu vreau să închei și dacă vreau să... Dacă îmi stimată doamnă secretar, stimați colegi, așa cum ați menționat și în raportul care reflectă activitatea pe care noi am desfășurat-o între 2013-2016, perioada a fost foarte prea tumultoasă, cu multe, multe aspecte care au mai lăsat și găsit. Dintre noi, din păcate, trei vieți au pierit, au plecat dintre noi pentru totdeauna la cerul, ne pare rău, respectăm, se putință în ușoară. Ați menționat și informare că s-au ținut ședințe ordinare, ședințe extraordinare. Un număr foarte mare de proiecte de hotărâre au fost
executate și aprobate de către Consiliul Județean, s-au continuat și s-au derulat o serie de programe în domeniul învățământului, sănătății, social, drum, port, în toate cele ce are atribuții în Consiliul Județean, trebuie să zicem totuși, cu părere de rău, se încheie mandatul, că ultimele cam 3-4 luni, nu pentru că este femeie și președintă de Consiliul Județean, dar a pus totuși un ton, să zicem, de echilibru și de bună înțelegere între noi consilieri județeni, chiar aceste nuanțări care s-au mai de la distanță între diversi colegi, toate au fost cu bună înțelegere și de cum se conducă la o atmosferă și o clima nedorită. Vă rog să ne îngăduiți să mulțumesc tuturor colegilor care m-au acceptat și au fost de acord cu punctele de vedere pe care le-am exprimat în cadrul ședințelor ordinare și extraordinare. Multe dintre ele au fost acceptate fără rezerve, poate unele cu rezerve, cu scuzele de rigoare pentru anumite ieșiri, poate care am avut în acest mandat greu pentru noi toți. Să mulțumesc din toată inima colegilor, indiferent de zona politică din care provin, din Comisia de Buget. Să mulțumesc colegilor care au lucrat și am lucrat mult, chiar foarte mult, în Comisia de Validare a Consiliului Județean. Să vă mulțumesc dumneavoastră tuturor celor din direcțiile de specialitate și aparatul Consiliului Județean Neamț pentru felul în care ne-a spus la dispoziție și a fost receptiv în a soluționa, în a găsi variante și soluții pentru diversele aspecte pe care noi le-am avut. Și nu în ultimul rând, să mulțumesc, indiferent de luările de poziție pe care le-am avut, la media locală, scrisă, audio-vizuală, la adresa mea și la adresa noastră a consilierilor județeni. Noi spunem că de fiecare dată și în ce mă privește pentru mine a fost un deget ridicat și din punct de vedere să iau și să adopt comportamentul încât să nu se întâmple la care greșit sau dacă lucrurile oportune să le modifice și să le transmit și celorlalți colegi. Închei prin a o felicitat pe doamna președintă a Consiliului Județean. Ce să facem? Este președintă care încheie cu noi odată mandatul. Să mulțumim doamnei secretar Soroceanu, să mulțumim direcțiilor de specialitate de Consiliul Județean, să mulțumim noi, între noi colegii, indiferent de zona politică, pentru că am fost și delegații, reușite delegații, și în țară și în afară, cât de greu ne-a fost, dar iată că a venit timpul să încheiem acest mandat. Mulțumesc tuturor și dacă situațiile politice mai vor da posibilitatea să fiu și în mandatul următor, voi fi mai bun, mai receptiv și mult mai activ pe cadrul Consiliului Județean. Cu această condiție, dacă se va ajunge la ideea de merit și pot să mai fac față nouă Consiliului Județean. Vă mulțumesc și felicitări la toți! Mulțumim, domnule Consiliu Județean, dacă mai doriți să interveniți. Dați-mi permiteți. Sunt foarte impresionat de modul în care domnul președinte al Comisiei Buget Finanțe a prezentat aici. O mulțumim pentru toată lumea. Cred că am mai rămas la legături să vă mulțumim. Și lor le mulțumim acum. În ceea ce mă privește pe mine, a fost prima dată când am încercat această experiență de a fi în Consiliul Județean, Forul Superior al Județului, probabil va fi și ultima, des și ultima dată. Și, bineînțeles, să mă raliez la toate mulțumirile pe care le-a adresat șeful meu de comisie, tuturor. Și, în același timp, pentru că l-am făcut o perioadă cât am fost în acest mandat, îmi permit să o fac acum, la ultima ședință. Este vorba de o situație pe care dumneavoastră cunoașteți, sunt convins, care se petrecuiază la un complex sportiv de talie națională și internațională, care a găzduit până în momentul de față cel precedat pe ligă mondială și cel mai important din concursuri de călărie, și care, eu nu mă feresc de cuvinte mari și grele, prin niște manevre neortodoxe, terenul respectiv, începând din anul 2008,
repet, prin diverse manevre, a ajuns ca să fie vândut la licitație, deși acolo există o infrastructură, există niște obiective care deja sunt cumpărate de altcineva, asta n-are importanță. Și lucrul acesta, eu, cum să vă spun, nu prea am spus că eu mă de-acord cu ce a spus domnul Constantin, dar mi se pare că de data aceasta îl aprob și îmi îndrept și eu către Consiliul Local și către Primăria Municipiului Piatra Neamț, nu săgeți. Eu știu privirea nu rugătoare, ci foarte penetrantă, pentru ca măcar noul Consiliul Local care a fost ales acum să îndrepte aceste greșeli, mai ales că domnul primar Chitic a promis-o public și ne-a spus personal, în condițiile în care noi câștigăm procesul, a fost un proces care a durat 2 ani de zile, care l-a purtat clubul sportiv Vestru, cu ANAF-ul și cu cumpărătorul, cu GES Securitic. Și noi am câștigat procesul. L-am câștigat în ultima instanță. Și a spus, domnule, în momentul în care voi câștigați procesul, eu vă promit că voi înainta un proiect de hotărâre în Consiliul Local pentru ca terenul să revină înapoi cum ne-a fost. Respectiv în domeniul public și după aceea să fie încredințat pentru activitatea care se desfășoară la Piatra Neamț de 3 ani, de 30 de ani de zi. Anul acesta se împlinesc 30 de ani de când a fost dată în folosință baza hipică din Piatra Neamț, care se numără printre cele mai vechi baze hipice din România, printre cele mai frumoase și mai dotate. Rog actualul Consiliul Local și consilierii, eu știu, colegii noștri care rămân, să ne ajute, pentru că eu n-am cerut în momentul de față implicarea Consiliului Local în această afacere dubioasă și murdară. Deci, repet, ne-a câștigat procesul, deci ne-a dat plăcit de cauză, s-a anulat licitația, s-a anulat contractul de vânzare, cumpărare cu cumpărătorul care a făcut-o ilegal. Ne-a ajutat și Ministerul Tineretului și Sportului în acest demers, pentru că, conform legii tineretului și sportului, o bază sportivă nu poate să, indiferent de ce profil, nu poate să fie desființată decât cu condiția de a se construi alta identică în altă parte. Asta numai în condițiile în care terenul respectiv trebuie să fie folosit pentru un interes public extraordinar. Nu știu să construiască acolo ceva foarte important în comunitatea locală și județă. Deci, pentru că n-am apelat până acum la Consiliul Județean, în condițiile în care se vor mai tărăgăna, lucrurile știți foarte bine. Terra Invest este insolvent. Terenul a revenit acum din nou la Terra Invest, datorită insistențelor noastre și procesului pe care noi l-am purtat 2 ani de zile. Și acum cei de la Terra Invest, dacă lucrurile nu se vor rezolva la nivelul Consiliului Local, pentru că Consiliul Local este acționar majoritar la Terra Invest, și poate foarte bine să inițieze o hotărâre de Consiliu, se găsesc soluții juridice, am discutat cu domnul Chitic, a fost în campanie electorală, nu am deranjat deloc în perioada aceasta, dar de acum probabil că o să-l deranjăm din nou, pentru că noi avem această datorie să luptăm pentru ca un pun care a fost construit de întreaga comunitate locală și județeană, și foarte bine, pe muncă patriotică. Construcția a durat din 82 până în 86. Și acest bun trebuie să fie pus la dispoziția cetățenilor din municipiu, din județ și din România. Nu să se construiască acolo și știu ce alte obiective pe care le doresc unii. Sau le-au dorit în momentul în care a început acea manevră cu teleuncer, scuze, că am fost acum aici. Dar am lăsat-o pentru prima cerință ca să vă rog insistent să ne sprijiniți, pentru că nu e interesul nu cu nici al cuiva, este interesul orașului și lucrul s-o lingrezi. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Consiliu. Doamna președinte, vreau să vă spun dumneavoastră, dragi colegi, că sunt onorat că am făcut parte din acest Consiliu Județean. Sunt onorat că mai presus de orice am avut prieteni și am prieteni, indiferent de coloratura politică. Am apreciat de cele mai multe ori punctele de vedere critice la adresa mea formulate de prietenul meu, Cristi Tapalagă. În același timp, regret că unii dintre noi au trecut în lumea celor dreți și aș vrea să ne aducem aminte, eu scând către cei care, așa cum spuneau,
au trecut în lumea dreptilor. Să ne aducem aminte de președintele Consiliului Județean, regatul Guriță Stărâță, cu care, chiar dacă nu am avut eu personal o relație extraordinară, în mod lucrativ s-a colaborat bine. Îmi doresc și vă doresc tuturor succes în activitatea dumneavoastră, în activitatea pe care o veți derula foarte dintre dumneavoastră ca și consilieri județeni. Vă aștept și veți avea întotdeauna în mine un prieten. În același timp mă îndrept și către presă, așa cum spunea colegul Nicu Pușcașu, critică la adresa noastră, câinele de bază al democrației și-a făcut datoria. Să ne cerem scuze, să-mi cer scuze dacă vreodată am greșit față de dumneavoastră și față de mine. Vă urez sănătate și să ne vedem cu bine în următorul moment. Mulțumim, domnule consilier. Dacă mai dorește cineva. Da, aș vrea să spun și eu câteva cuvinte. 4 ani, parcă au trecut prea repede. Parcă nici n-am reușit să ne cunoaștem cu toții prea bine. Chiar dacă ne-am mai contrazis și am avut contradicții și așa de contradicțiile după progres, au fost făcute pentru binele comunității, ca hotărârile să fie mai luate mai cu discernământ și maturitate. Ce aș vrea să doresc pentru noul Consiliu care va fi numit, ales, că au rămas și foarte multe proiecte în curs de realizare sau care nu s-au realizat. Și aș vrea să se insiste pe ele, mai ales pe cele din zona Băii Muntelui, zonă turistică, unde oamenii sunt un pic mai necăjiți, un pic mai defavorizați în față de alte zone, pentru că nu au agricultură, pentru că acolo pădurile s-au retrocedat la diversi proprietari. Se spune că s-a retrocedat chiar mai mult decât era normal. Și aș vrea să se insiste pe aceste investiții și hotărâri, mai ales pe drumul care duce, este și drum strategic, care duce de la izvorul Muntelui Bicaz, izvorul Muntelui la Durău, un punct de 20 de kilometri, care ajunge la Durău în 10 minute și care pe vremea, înainte de Revoluție, era asfaltat și circula foarte bine pe el. Mai există drumul de la Dămâc, unde oamenii se plâng mereu că nu poate să-și facă rufele la uscat, din cauza că se umple de praf vara. Este un drum care tot câțiva kilometri ar putea fi făcut un efort din partea Consiliului Județean până la Șugău. Și chiar și vechiul proiect pe care domnul Curiță Tărâță, și știți foarte bine că ne-a invitat la drum care de sus parcă, un drum de vreo 20 de kilometri în care la Dămâc se ajunge la aproape de Mercurea Ciuc. Și cred că ar fi un drum foarte important. Când mă un pic mai concret așa, că noi cunoaștem toate lucrurile acestea. Vreau concret, că dacă ne spuneți de natură, de cultură, de tradiție și de asta, ne după trei jumătate... Așa, mai concret așa, știți foarte bine situația financiară din Consiliul Județean, știți foarte bine că se accesează proiecte pe acest segment de drum, Fronsonul, Izvorul Muntelui Durău, știți foarte bine că nu ne-a permis bugetul, dar avem în vedere, avem proiectul, facem studii, facem... Dar nu vreau să vorbiți ca și cum nu cunoașteți aspectul acesta și ca și cum spuneți dumneavoastră acum că nu vrem noi. Așa se înțelege, ești, vă rog, da? Bine, o să punem accent pe aceste proiecte. Mulțumim, mulțumim, domnul consilier. Domnul vice. Vă rog, rog, poftiți. Dacă dați cuvântul la consilieri și reprezentanți, de bine. Dacă nu ne vedem cu orientări de dreapta... Deci, atunci, cel mai puțin, că nu am intervenție lungă. Cel mai bun mod de a mulțumi aparatului tehnic în acest moment este de a asculta discursul, pentru că vor, va fi un proces verbal de ședință foarte lung la spune. Deci, cum spuneam, independent cu orientări de dreapta, în primul rând.
vreau să felicit pe cei care au câștigat în, pentru nou, majoritatea pentru nou legislativ, cu toate că îmi pare rău că n-a fost partea dreaptă a eșecului politic, însă se pare că partea dreaptă n-a știut să-și facă bine treaba. În al doilea rând vreau să mulțumesc tuturor colegilor, după 100, peste 100 de ședințe petrecute la aceste, la această masă rotundă, în două mandate care le-am avut. Am avut de învățat și bune și rele, am avut de o experiență unică și am avut și realizări și mai puțin realizări. Printre realizări, cea mai mare realizare, o consider calul de pe Falea Muntelui, care este, fără lipsă de modestie, mai meritul meu că l-am făcut. Și care realizare, faptul că cea mai mare realizare este tot acel gal, faptul că acolo se întâmplă lucruri care n-ar trebui să se întâmple acum și vreau să comentez doar atât. Mulțumesc colegilor mei pentru anii petrecuți împreună și din primul mandat și în mandatul actual, al meu vorbesc. Mulțumesc presiei care de multe ori părea răutăcioasă, însă am ajuns la concluzia că ne-a trezit de multe ori la realitate și e foarte bine ce au făcut, chiar dacă de multe ori poate am fost și etichetat altfel. Și urez noului Consiliu, noilor colegi care vor veni, noilor consilieri care vor veni și conducerii care vor fi, un succes și să facă treburile cum trebuie pentru cetățenii județului Neamț. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule Consiliu. Da, am un comentariu de la un coleg aici, cred că mai puțin amens de la anii pentru chestii nevinovate. Da. Nu, dar am făcut cu privire
privirea care vă rețineți, spun totuși că am ținut cont, indiferent de culoarea politică, cel puțin eu și președinta, fiind vicepreședinte, eu zic că am ținut mai puțin cont de culoarea politică și acolo ne-a fost necesar, într-adevăr, am ajutat orice administrație publică locală, chiar dacă unii și-au, să spun așa, confiscat meritele și nu au fost chemați la multe lucrări care s-au finalizat cu sprijinul acestor județeani, inclusiv consilieri de județeni de la masă, niciunul dintre ei nu a fost intervenit, nu o să fac un lucru de jos. Eu spun că am făcut un lucru bun și vreau în primul rând să mulțumesc celor din aparatul tehnic cu care am lucrat. Pentru mine a fost o experiență extraordinară de viață, a fost o experiență extraordinară din punct de vedere a administrației publice și o experiență extraordinară din punct de vedere a dialogului cu cetățeanul. Și am văzut că fără cei din aparatul tehnic, cel puțin cel care l-am păstorit, să zic așa, între ghilimele, trei ani și jumătate, într-adevăr, dacă știi să lucrezi cu ei și dacă știi să-i capacitezi, faci lucrurile extraordinare de bun. Sunt oameni care poate nu se vede, s-au sacrificat, au stat nou la situații pe cum au fost cea de la Dămuca, cu ultima, să spun, care au făcut poate lucruri care mulți nu le știți, dar aproape unele nici nu credeam că o să le putem face. Eu vreau să mulțumesc primul rând lor, pentru că am lucrat cu ei și știu ce au făcut, în al doilea rând dumneavoastră, pentru că totdeauna m-ați sfătuit, indiferent de culoarea politică. Și eu zic că am ținut cât de cât cont de sfatul fiecăruia. Mulțumesc în mod deosebit și presei care a fost alături de mine, pot spune, tot acești 4 ani. Eu n-am ce le reproșa celor de la presă, pentru că a fost de multe ori sau în unele situații delicate cei care mi-au atras primii semnalul privind la o serie de lucruri care nu se îndreptau în direcția corectă. Am încheiat în acest mandat proiecte mari, proiecte foarte mari și trebuie să recunoaștem proiectul privind managementul deșeurilor, proiectul de la Ștefan cel Mare, care eu vă spun că am avut o emoție extraordinară de mai mult cu aceea și aici vreau să o felicit, să-i felicit pe cei care s-au ocupat de proiect și pe cea care consider că este un câștig pentru Consiliul Județean, pentru faptul cum a reușit, într-adevăr, să-și facă datoria și să clarifice multe probleme cu părinții europene, doamna Adam, Olivia Adam, eu vă spun cu mâna de sufletul că de recuperea că este un câștig și tuturor care s-au ocupat de proiectul european, tuturor celor din direcția tehnică, investiții, drumuri și Dumnezeu să ne ajute de parte, sper că viitorul Consiliu va avea realizări foarte mai bune ca noi. Noi stăm la dispoziție cu experiența care o avem la dispoziția lui și vom face tot ce se poate pentru lucrurile. Mulțumim, domnule vice. Dacă nu mai sunt alte intervenții, dragi colegi, iată ne ajungi la final de mandat. Zic eu că a fost un mandat prosper, un mandat frumos, unde ne-am cunoscut, un mandat la care trebuie să tragem linie și așa după cum fiecare dintre dumneavoastră ați primit o informare în mapă, este și pe site-ul Consiliului Județean. Trebuie să aducem opiniei publice informare publică, că pe tot parcursul acestui mandat nu am trecut cu superficialitate. Și ca să fac o completare ceea ce spunea domnul Robert Iosu, că foarte mulți dintre consilieri județeni au primit
au vorbit. Au vorbit, dar au fost în comisii. Poate nu au reușit să se exprime public aici, în plenul la Consiliului Județean, la această masă ovală. Însă fiecare dintre noi am avut câte un cuvânt de spus. Astăzi este un moment emoționant pentru noi toți, pentru că, așa după cum știm, în 2012, când fiecare dintre noi am depus jurământul de credință, ne-am făcut proiecte pentru perioada următoare, pentru următorii 4 ani. Astăzi ne aflăm în momentul în care trebuie să tragem linie, să apreciem ceea ce am făcut și să ne facem critica la ceea ce nu am făcut. A fost un mandat greu, așa cum spuneam colegii, pentru că trebuie să amintim cu regret în suflet că dintre noi am plecat împreună cu colegii noștri care sunt astăzi în viață. Președintele Curiță Tărâță, Spiritorul Spiridonescu și cu domnul Nicolae Antoni. Au fost între noi, am plecat împreună, acum nu mai sunt în rândurile noastre. Ne regretăm, dar sunt convinsă că vechează acolo sus și gândul bun este către noi. A fost un mandat greu, aș putea să spun și din punct de vedere al cum se cheamă? A situației care s-a perpetuat în Consiliul Județean. S-au schimbat cu 7 vicepreședinți. Au fost negocieri politice, nu aveam majoritate, aveam majoritate. Au fost nemulțumiri când eram cu stânga, când eram cu dreapta. Știți foarte bine, am plecat cu USL, unii am despărțit de USL. Ați plecat cu apelul, ați rămas pe apel. Astea sunt peripețiile noastre. Așa este, sunt realități pe care trebuie să le recunoaștem, pentru că nu trebuie să ne fie rușine ceea ce s-a întâmplat. Asta este politica. Toate aceste lucruri nu au dus mai departe decât acum când tragem linie să constatăm că în tot acest mandat am lăsat o ușoară urmă. Și mă bucur. Adresez mulțumirea tuturor colegilor noștri de pe comisiile din cadrul Consiliului Județean, de pe colegilor noștri care fac parte din adunarea generală acțională, colegilor noștri care fac parte din consiliile de administrație, pentru că ați depus eforturi și vă mulțumesc foarte mult, pentru că știu că v-ați dedicat la ceea ce v-ați înhamat, să spun așa. Permiteți-mi de asemenea să adresez mulțumiri colegilor noștri din aparatul de specialitate al Consiliului Județean. Domnul vicepreședinte făcea o remarcă în ceea ce privește pe doamna director. Nu. Toți directorii sunteți extraordinari. Nu vreau să dau nume, pentru că n-aș vrea să omit pe cineva. Am întâlnit aici oameni de mare calibru, oameni cu expertize profesionale. Oameni care sunt devotați la meseria care o fac, pe locul care îl ocupă, dau o dovadă de performanță și profesionalism și vă felicit și așa să mergeți mai departe. Pentru că noi, politicienii, trecem prevernic precător suntem pe aceste funcții și dumneavoastră rămâneți. Când veneați să depuneți un jurământ, spuneam că să vă dea Dumnezeu să ieșiți la pensie. La pensie să ieșiți din această instituție de prestigiu. Pentru că meritați să vă scoateți și să vă puneți în valoare și noi să vă punem în valoare profesionalismul de care ați dat dovadă în activitatea pe care o desfășurați. Aminteam aici că am analizat foarte multe proiecte. Vreau să adresez mulțumiri și celor care s-au implicat prin promovarea proiectelor, inițiatorii de proiecte. Pentru că tot parcursul acestui mandat au fost 83 de ședințe ordinare de Consiliul Județean, 39 ședințe extraordinare din acest mandat, în această perioadă de 2012-2016, unde ați aprobat 998 de hotărâri de Consiliul Județean. Nu e ușor. E o muncă pe care trebuie să o scoatem în evidență și meritați felicitări. Nu ținem cont de culoare politică. Nu despre acest lucru discutăm. A trecut campania electorală, este adevărat, au fost dezbateri contradictorii, dar poate au dus la construcție. Ce să vă zic? Mulțumiri. Am, în linii mari, aș vrea să prezint, dacă tot este presa alături de noi, am implementat proiecte, mai mici sau mai mari,
așa cum rezultă și din informarea pe care o aveți dumneavoastră la MAP, în valoare de 900 de milioane de euro în 2012-2016. Am ajutat asociații și fundații. Am făcut asocieri cu consiliile locale. Peste 8,5 milioane de lei de la bugetul județului. Bani care au fost alocați în asocieri cu aprobarea plenului Consiliului Județean. Am asigurat finanțări pentru pe legea 350, finanțări nerambursabile, de aproape 5,3 milioane de lei. Iată, dragi colegi, astea sunt în linii mari realizările pe care trebuie să le prezentăm în fața opiniei publice, în fața cetățenilor, pentru că au trecut 4 ani, așa cum spunea domnul consilier Gabi Papel. Dar au trecut cu muncă, cu implicare, pentru că nu e doar întâlnirea noastră de plen. Avem întâlniri pe comisii, avem întâlniri premergătoare, ședințe de consiliu și toate aceste lucruri au dus la timp, la timp pierdut. Timp care s-a alocat pentru aceste lucruri. Ne-a fost bine, ne-a fost mai puțin bine. Vă doresc din toată inima să fiți sănătoși. Putere de muncă pentru perioada următoare, indiferent prin ce domeniu de activitate veți merge, cei care nu mai continuați în anul următor. Vă mulțumesc și voi fi alături de dumneavoastră cei care veți merge în mandatul următor. Pe această cale adresez mulțumiri din partea noastră electoratului, tuturor celor care ne-au credințat votul și celor care nu ne-au dat nouă Partidului Social-Democrat. Dar consider că dacă au apreciat că noi, Partidul Social-Democrat, și trebuie să o spun că suntem oameni politici, dacă electoratul a apreciat că noi trebuie să mergem și să avem majoritate în Consiliul Județean pentru perioada următoare, le mulțumesc pe această cale. Mulțumesc presei care a fost alături de noi. Când ne criticați, merităm. Și de aici învățăm foarte multe lucruri să nu mai greșim. Mulțumesc încă o dată și să ne revedem cu bine la mandatul următor. Vedem un teafor, dar să vă spun și eu câteva cuvinte. Cele câteva cuvinte ale mele vor fi următoare. Din partea doamnei președinte a avut o surpriză. Pentru toți cei care sunteți în acest mandat și care veți mai fi. Să rămâneți cu amintire frumoasă din partea noastră, cei care am trecut vremea mei pe aceste funcții. Să vă amintiți cu drag de noi, de echipa aceasta frumoasă, de noi toți, pentru că am fost ca într-o mare familie numită Consiliul Județean. Și cu cinste, demnitate și onoare, dumneavoastră ați reprezentat această instituție de deschidere. Înăuntru este o surpriză din partea doamnei președinte, dacă vă veți cita, veți... Și un mesaj de suflet. Și un mesaj pe care doamna președinte l-a terminat, interpretul colegilor noastre. În final, eu vreau, pentru când ne-am luat cu bucura un om care a fost până la mea dreaptă și mă simt dator să ne înțelegesc pentru că asta a fost problemele de șoate, este o companie directorul de la Direcția de Investiții. Da, vă mulțumesc, domnule vicepreședinte, să nu finalizăm, pentru că toți colegii noștri din aparatul de specialitate sunt în aceeași linie. Și să știți că, în afară de această mică surpriză, și în afară de această mică surpriză, doamna președintă va mai organiza o altă surpriză, să-i spunem, dar pentru aceasta trebuie să ne deplasăm ușor afară pe gol, să terminăm cu mapele și cu mesajul doamnei președinte. Mă bucur că am reușit să vă dăruiți un pic flexibilitatea pe care o aveți fiecare dintre dumneavoastră. Încă o dată, vă mulțumesc. Și voi fi tot pe gol puțin. Și dacă vreți să facem și o poză de grup, facem foarte bine. Dacă, numai puțin. Așa cum am spus la început, dacă presa dorește să ne pună în haideți să mai stăm un pic. Haideți să stăm un pic. Vă rog, continuăm. Adevărat că s-a înălțat.
vreau două întrebări, dacă îmi permiteți, multe de fiecare. Prima face o constatare pentru un alt Constantin. La piața mea nu se vedea câștigat alegele pentru Consiliul Județean Neamț. Deci nu am spus să-i condamnați pe cei pe care, care v-au votat să nu aprobați firea Consiliului de Bani. Care și pe primul loc. Dar aveți vrea să o... Nu am înțeles. Deci, luarea mea de cuvânt a fost o luare personală. Nu are nicio legătură cu Partidul Social Democrat. Bineînțeles că am mulțumit alegătorilor din județul Neamț și din municipiul Piatoană dat acestei formațiuni politice. De fapt, la Consiliul Județean a fost alianța politică PSD plus UNPR. A fost o constatare personală asupra sumelor de bani pe care Consiliul Județean le-a alocat de-a lungul mandatului către municipiul Piatoană. Și regretul meu că de la nivelul Consiliului Local, de fapt al executivului primăriei municipiului Piatoană, nu mai a existat înțelegere, deși, inițial, discuțiile purtate conduceau către această soluție. În sensul că au existat discuții privind construirea celor trei unități locative, iar inițiativa a fost a celor de la primăria municipiului Piatoană. Ei s-au schimbat din diferite motive. Sper că aceste motive nu sunt de natură electorală. În momentul în care lucrul acesta se va întâmpla și cele trei unități vor fi construite la Piatra Neamț, pe terenurile puse la dispoziție de către municipiul Piatra Neamț, eu mă voi reconsidera poziția celor adicele spuse. A doua întrebare referitor la tabletele pe care le-au avut cu asfințe, pe care nu le-au mai văzut în ultimul de ședințe, dacă ele vor fi transferabile, vor rămâne în posesia lor sau pentru viitorii consilieri vor fi achiziționate tabletele. Sigur că până la această oră, majoritatea consilierilor ne-au predat la... Fie o să fie achiziționate altele, pentru că aici softul este așa cum este, trebuie șters, trebuie că fiecare dintre noi am lucrat, am postat, am pozat și nu știu dacă s-au șters toate datele acestea. Dar cu specialiștii din cadrul aparatului de specialitate vom face curățenie în ele și care sunt funcționale de comandante mai departe, care o să vedem. Ne orientăm la fața locului atunci. La capitolul de readusă. Ce se întâmplă cu cea de-a doua tranșă aparatul radiologic de la Roman, care stă și acum am vadat și în pericolul de a fi pierdut, pentru că trebuie mai mult bine în jurul de până nu e exact tranșa a doua. Da, doamna Iordan, așa cum bine știți, am spus de-a doua oră, eu sunt inițiatorul proiectului privind banii pentru aparatul de radiologie. Acești bani au fost dați în prima tranșă la sfârșitul anului trecut, în luna octombrie. Cei de la Roman n-au reușit să îi cheltuiască pentru că n-au reușit să-și organizeze licitația de cumpărare a aparatului. În prima jumătate a anului acesta am dat din nou suma de 5.550.000, aceeași sumă care n-au cheltuit-o cu un an în urmă, pe prima tranșă. Și atunci am stabilit cu administrația locală că vom plăti, vom da și a doua tranșă când ne va permite rectificarea bugetară, așa cum e normal. Știți foarte bine că urmează în luna iunie, probabil, sau august, o rectificare bugetară, vom plăti acei bani. Dar nu prea pentru că s-au spus, deși și s-au folosit poate electoral și s-a încheiat campania electorală, așa cum am spus, era imposibil ca dintr-un buget la începutul anului venit cu 300 de miliarde de lei mai puțin, să alocăm toată suma în condițiile în care Romanul nu a cheltuit anul trecut cei 5.500.000. Au fost totală înțelegere din punctul de vedere al Consiliului Județean, pentru că am aflat termenele și am acceptat să lungim termenele, care știți bine au fost 31 martie, 31 aprilie și apoi 31 august. În perioada următoare, la prima rectificare, așa cum s-a spus de atâtea ori, se
se va aloca suma respectivă, se are în vedere, este prioritară una din prioritățile următoare, chiar dacă componența Consiliului se va schimba. Dar nu există pericol ca firma să-și retragă Nu e vina noastră. Deci noi am alocat. Înțelegeți că nu putem aloca niște sume de bani până când nu vine rectificarea bugetară. Și nu e problema noastră asta. Deci noi am avut tot sprijinul. Mai sunt și alte întrebări? Dacă nu mai sunt, vă mulțumesc.